Sărbătorile au trecut, iar mehedințenii îngrijorați de kilogramele în plus acumulate în ultima perioadă au început să reia antrenamentele, căci pe perioada sărbătorilor puțini au fost aceia care au călcat pragul sălilor de fitness, deoarece carnea de porc și antrenamentele nu par să se împace prea bine. Numărul, într-adevăr, a început să crească. Pornirea a fost ceva mai grea și cu zilele libere și cu, v-am spus, și cu gerul acesta, mulți se feresc să înceapă sala din cauza frigului, dar în sală este o temperatură foarte constantă și este o temperatură foarte bună de a face sport. În sensul că nu e nici prea cald să transpiri și să fie înăbușală, nu e nici prea răcoare să zici că nu poți să tragi un aer rece deoarece răcești. Problema este după ce ieși din sală. Dar numărul clienților pe zi, pe săptămână, așa că noi așa o luăm cu lunea, de la o săptămână la alta crește. Statisticile arată că județul nostru nu este tocmai deschis la tot ceea ce înseamnă antrenament în sala de fitness, așa că mulți dintre mehedințeni preferă comoditatea în detrimentul unui stil de viață sănătos. Însă, instructorii de fitness susțin că pentru a aduce o viață sănătoasă este nevoie de mișcare, iar mișcarea se poate face chiar și în aer liber și avantajul este că alergatul prin parc sau plimbările nu costă bani. Deci, singurul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este voința. Nu vii la sală, totuși fă o plimbare, dar atenție mult la îmbrăcăminte. Trebuie să ai toate extremitățile corpului acoperite, deoarece asta a fost mulți care au venit la sală, au acuzat dureri de spate sau dureri de picioare din cauza frigului. Pentru că noi ne-am obișnuit până acum să avem ierni mai plăcute, dar, de fapt, asta este adevărata iarnă. Asta, noi am intrat acum, sau, mă rog, perioada asta a fost o perioadă de normalitate. Asta este adevărata iarnă și ne-am obișnuit toți să ne îmbrăcăm subțire. Având în vedere că ne aflăm în plin sezon rece, iar temperaturile scăzute din termometre creează probleme de sănătate multora dintre mehedințeni, instructorii de fitness vin și cu sfaturi pentru populație, sfaturi susținute la unison și de medici. Astfel, o atenție sporită trebuie acordată alimentației, dar și felului în care ne îmbrăcăm. Să mănânce fructe. Am avut perioade în care am mâncat tot felul de mâncări tradiționale românești. Haideți să trecem pe fructe. Haideți să trecem pe legume. E adevăr că sunt mai scumpe și de aceea e mai greu să ții iarna o cură de slăbire, dar trebuie făcut. Consumați ceaiuri amestecate, bineînțeles, cu lămâie. Evitați seara să mâncați cât mai mult. La toți le spun, eu te ajut să faci, te ajut să arzi caloriile, dar tu nu mă ajuta, adică ajută-mă și tu pe mine. Recomandăm populației să asculte sfatul medicilor, să evite deplasările în spații deschise și expunerea prelungită la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor prin viroze respiratorii și să consume atât alimente bogate în proteine, cât și fructe și legume. În cazul în care este necesară deplasarea în spații deschise, este recomandată folosirea mijloacelor de protecție adecvată, căciuli, mânuși, haine groase. Trebuie evitată expunerea prelungită a mâinilor și picioarelor la temperaturi scăzute pentru a se feri de degerături. În această perioadă, mare grijă trebuie să avem, în special la bătrâni și copii, categoriile cele mai expuse virozelor, adică principala boală a sezonului rece. Totodată, medicii ne recomandă să evităm să luăm pastile după ureche și să consultăm în prealabil un medic, chiar dacă afecțiunea de care ne suferim nu este gravă.